o evaluare a activității secretarilor de stat și propuneri pentru ca activitatea unora dintre ei să înceteze. Astăzi, de asemenea, voi propune colegilor din CEX convocarea unui congres extraordinar. Cred că e important asta. O să încerc să vă spun și principalele motive pentru care o să cer asta. Asistăm de o perioadă bună de timp la dezbateri aprinse în societatea românească, care este plină de turbulențe, dezbateri în domeniile, în mai multe domenii, în economie, în fiscalitate, sănătate, educație, justiție, salarii, pensii. Și PSD-ul trebuie să aibă o poziție foarte bine definită, foarte clar definită în cadrul acestor dezbateri. Societatea românească, în ansamblu, trebuie să aibă niște clarificări și, bineînțeles, și PSD-ul. De asemenea, vreau să redefinim și să relansăm programul de guvernare. Vreau să eliberăm societatea românească de presiunile pe care le pun grupuri nedemocratice și ilegitime asupra instituțiilor democratice. Vreau, de asemenea, să ne implicăm serios în democratizarea societății românești și a pune instituțiile de forță în matca lor, strict în matca lor constituțională. În fine, vreau să angajăm PSD-ul în cel mai ambițios program de dezvoltare pe termen lung din istoria României. Astea sunt principalele motive pe care o să le prezint colegilor mei astăzi pentru a convoca în martie un congres extraordinar la PSD. Astăzi o să definim o comisie de organizare a congresului, dacă va fi cazul și o comisie de lucru pentru eventuale modificările statutului, colegii mei pot face propuneri.